Bun găsit, dragi telespectatori! Este duminică și suntem la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Continuăm să vorbim despre porunci. Suntem pe tabla a doua a poruncilor lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Astăzi vom vorbi despre două porunci care, practic, se aseamănă între ele și vom vedea cum se aseamănă porunca a șasea și a noua, care ne vorbesc despre viața curată. Dați-mi voie pentru început să vi prezint pe invitații de la această emisiune. Mai întâi, monseniorul Benone Farcaș. Vă spun bine ați venit. Bine v-am găsit. Dumnealui este rector al Institutului Teologic din Iași și îl salut și pe părintele Ștefan Lupu. Bine ați venit și dumneavoastră. Bine v-am găsit. Dumnealui este decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Aș dori, stimați invitați, să privim ecranul pentru că vom vedea primele scheme grafice. Ca de obicei, avem poruncile pe larg pentru a vedea cadrul general în care ne situăm. În ultima parte vedem poruncile a șasea și a noua și apoi următoarea schemă grafică ne prezintă cele două porunci pe care le tratăm, așa cum sunt ele scrise în Cartea Exodului și în Cartea Deuteronomului. Iată-le că sunt prezente. Porunca a cincea, porunca a șasea din Cartea Exodului sună să nu săvârșești adulter. Apoi apare și în Cartea Deuteronomului același text, să nu săvârșești adulter, iar formula catehetică, să nu faci fapte necurate. Porunca a noua, spuneam că se aseamănă, în Cartea Exodului este un pic mai lungă decât este prezentat aici, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești femeia aproapelui tău, nici sluga, nici slujnica lui, nici boului, nici asinului și nimic din tot ceea ce este al aproapelui. Iată, deci două porunci tratăm astăzi, care într-un fel apără viața de familie. Noi am văzut că din tabla a doua, porunca a patra, ne vorbea despre relațiile cele mai importante pe care le stabilim cu ceilalți, și anume cu părinții, porunca a cincea care apăra viața, viața aproapelui și viața noastră, porunca a șasea și a noua apără așadar viața de familie. În esență, ce ne spune porunca a șasea, dacă am fi să o spunem într-un sens pozitiv? Ea este pus acum în formă negativă, să nu săvârșești adulter sau să nu faci fapte necurate. Dar dacă ar fi să o transformăm într-o formă pozitivă, într-o formulă pozitivă, cum ar suna? Am putea da mai multe formule acestei porunci. Una din ele este: trăiește iubirea în castitate. Trăiește iubirea în forma ei în căsătorie sau în celibat, dar în castitate. Și a noua, care ne spune în formă negativă să nu poftești femeia aproapelui tău, cum am transformat-o într-o formă pozitivă? Să respecti și iubirea aproapelui. Care ar fi păcatele împotriva acestor porunci? Este un subiect sensibil. Ne dăm seama de lucrul acesta. Nu prea se discută despre aceste porunci. Ba mai mult, trăim într-o societate, dai drumul la televizor, vezi reclame de tot felul, internetul te invită să te duci în altă parte și iată că sunt aceste porunci și am vrea să stabilim de la început care ar fi, cine încalcă aceste porunci, care ar fi păcatele, principalele păcate care duc la încălcarea acestor două porunci. Da, deși formularea este foarte scurtă, ea se extinde la o mulțime de atitudini păcătoase în viața creștinului. Dacă ar fi să le enumerăm, pe cele mai importante sunt adulterul, desfrâul, masturbarea, relațiile homosexuale, prostituția, violul. Asta ca să le enumerăm pe cele mai întâlnite și pe cele mai importante. Dar păcatele împotriva poruncii a noua care ar fi? Păcatele împotriva poruncii a noua se referă la această curăție a propriilor gânduri. Dacă porunca șasea vede mai mult păcatele externe care privesc respectul față de iubire, porunca noua se referă în special la această atitudine interioară de curăție.
pe care omul trebuie să o cultive pentru a-și păstra gândurile curate, adică să-și integreze propriile porniri sexuale în propria personalitate și astfel să se deschidă mai mult spre adevărata iubire. Și este interesant că Iisus, în predica de pe munte, la un moment dat spune, ați auzit că s-a spus în vechime, adică în Vechiul Testament, să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun că cine privește la o femeie cu gândul de a o pofti, a și comis adulter în inima lui. Ar trebui să precizăm că în contextul în care este dată această poruncă, în Vechiul Testament, termenul era pornaia și se referea în special la prostituția sacră. Dar ulterior, sub acest termen, au fost incluse toate celelalte păcate care atentează la adevărata iubire care trebuie să existe între două persoane de sex diferit. Care sunt consecințele încălcării acestor două porunci? Porunca a șasea așează la bază, că de altfel toate poruncile lui Dumnezeu, dragostea, iubirea, bineînțeleasă, și practicată în spiritul învățăturii divine. De aceea, orice păcat împotriva poruncii a șasea nu face altceva decât să distrugă, să mutileze această iubire care trebuie să existe între oameni în general și, în mod deosebit, în cazul nostru, între două persoane care se pregătesc sau sunt deja căsătorite. Statisticile sunt înspăimântătoare. Eu vă amintesc numai câteva dintre ele. Probabil că aveți la cunoștință că în zilele noastre sunt țări în care 2 din 4 căsătorii se desfac sau una din 4, cum este cazul României. Iar o statistică din România spune că principala cauză de divorț este infidelitatea. În plus, ultimul recensământ din România a scos în evidență că 26% din cuplurile din România sunt în concubinaj sau, cum spunea recensământul într-un eufemism deja, uniune consensuală, ca să nu dea rău cumva, nu? Cum s-a ajuns aici? Cum credeți că s-a ajuns aici? Există un studiu făcut de un sociolog, de altfel care a fost și la noi, care se numește Gabriele Cubi, a scris și o carte, numește Revoluția Sexuală Globală, și arată modul în care societatea actuală a ajuns la această atitudine, să spunem, de liberalizare a sexualității. Dar este interesant, în introducere, ea spune că, de fapt, o societate puternică este aceea care reușește să integreze sexualitatea în propria personalitate a individului și astfel să poată să construiască o societate armonioasă. Probabil că sunt anumite forțe care doresc o astfel de destabilizare a societății, lăsând frâu sexualității. Nu este o noutate. Dacă e să comparăm cu momentul de început al creștinismului, creștinismul intră într-o societate păgână, unde sunt aceleași statistici, probabil, dacă e să le comparăm, dar creștinismul se impune și crește în admirația păgânilor, tocmai prin această dominare și integrare a sexualității în viața individuală și în viața de familie. Și astfel a reușit încet, încet să construiască o societate creștină în care erau respectate aceste valori ale familiei. Dar, din păcate, astăzi trăim într-o societate, să o numim așa, neopăgână. Dar, monseniore, poate cineva să țină poruncile acestea? Pentru că mulți spun, tineri în general spun, sunt tânăr, cum să nu-mi trăiesc viața? Iar dacă e unul încăsătorit, zice, dacă m-am săturat de partenerul meu, mă pot uita și peste gard. Da, este adevărat că ne confruntăm în momentul de față, în prezent, cu această atitudine care cumva lasă la o parte voința lui Dumnezeu în ceea ce privește căsătoria, care a fost întemeiată de Dumnezeu Creatorul la începutul lumii. Atunci când a spus, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi un singur trup. Deci această trăire a iubirii în viața de căsătorie este voința Creatorului. Ulterior, din nefericire, s-a ajuns și la această atitudine care exclude tocmai dragostea sănătoasă, autentică, din relația căsătorească. Pentru că
cineva care își iubește soția, soțul, nu va spune niciodată că îl voi lăsa sau dacă nu merg treburile, voi căuta pe altcineva. E vorba de promisiunea exact pe care o depun la căsătorie, pe care, din păcate, unii o dau uitării. Sunt și imagini care cumva ilustrează cele spuse de dumneavoastră. Îi rog pe colegii din regie să deruleze asemenea imagini. Unul din păcatele împotriva poruncii a șasea este desfrâul. Și-aș dori să vă întreb, cum îi răspundeți unui tânăr? Zice, și așa ne căsătorim. Trăim înainte. Oricum ne căsătorim, ne iubim. Deci dacă este vorba despre aceste relații prematrimoniale, noi trebuie să spunem că aceste relații intime, dăruirea totală a unuia față de celălalt în unirea și fizică, locul este în cadrul căsătoriei. Pentru că căsătoria este acest sacrament care consacră iubirea dintre cei doi. Și în această iubire intervine și Dumnezeu cu iubirea sa, iar iubirea dintre cei doi este un model și are izvorul din iubirea Sfintei Treimi. De aceea, invitația pe care le adresăm tinerilor este aceea de a se păstra curați, să integreze toate aceste impulsuri sexuale care vin, să le maturizeze, pentru că atunci când se vor căsători, să poată să trăiască cu adevărat căsătoria, o căsătorie care să fie pentru totdeauna, să fie o căsătorie indisolubilă și care să privească la binele partenerului și deschiderea față de viață. Dar cum îi spuneți sau ce îi răspundeți altuia care zice, domnule, trebuie să probăm dacă suntem compatibili din toate punctele de vedere? Trebuie să spunem că iubirea nu este o marfă, iar partenerul nu este un obiect al propriilor plăceri pe care să-l încerci. Nu mergi ca la piață să încerci un obiect, să vezi dacă merge sau nu merge, sau cum este acum practica, ți-l dă pentru 30 de zile. Dacă nu ești mulțumit, poți să-l returnezi. Iubirea trebuie să are în esența ei tocmai această declarație că te iubesc doar pe tine, te iubesc pentru totdeauna și vreau să fiu al tău pentru totdeauna. Or, în această căsătorie de probă există două rezerve, și anume posibilitatea ieșirii din această relație și apoi închiderea față de viață, deci feritul de copii. Începem să ne oprim câte puțin asupra păcatelor principale, masturbarea sau autoerotismul, autosatisfacția, satisfacerea. De ce este păcat împotriva poruncii a șasea? Este păcat pentru că se abate de la voința Creatorului. Iubirea între două persoane a fost lăsată de Creator pentru a face loc unei noi vieți, pentru a aduce în lume un copil. În felul acesta, părinții cooperează la activitatea creatoare a lui Dumnezeu. Ei sunt asociați acestei activități creatoare a lui Dumnezeu. În momentul în care cineva apelează la această formă de autosatisfacție, exclude împărtășirea iubirii cu o altă persoană, abătându-se în felul acesta de la voința inițială a lui Dumnezeu și făcând acest lucru numai dintr-o dorință egoistă, aceea de a se simți bine numai el, fără a împărtăși dragostea cu celălalt. Cum poate un om, un tânăr, să lupte cu aceste impulsuri, cu acest păcat? Printr-o trăire autentică a castității, prin apelul pe care îl poate face la rugăciune, la harul lui Dumnezeu și la o disciplină personală care trebuie să cunoască diferite momente, diferite etape. Și disciplina asta în ce se constă? În evitarea acelor situații care îl conduc pe tânăr la acest păcat. Prieteniile rele, vizionările, unor imagini care îl pot conduce la momente de autosatisfacție și așa mai departe. Una din întrebările pe care le-au văzut telespectatorii derunând, urmărind imaginile care derulează pe ecran, era chiar aceasta. Ce este iubirea până la urmă? Iubirea, dacă pornim de la perspectiva aceasta antropologică, este atracția pe care cineva o simte față de o altă persoană, iese din sine și se dăruiește acelei persoane. Sigur că putem să vedem această iubire și la nivelul profesional, când cineva iubește foarte mult profesia sa și pentru această profesie se dăruiește în întregime, timp, energie, putere, tot ce are.
sau cineva care lucrează, de exemplu, într-o grădiniță sau într-o școală, se dăruiește pentru acei copii, pentru acei elevi. Dar forma cea mai înaltă a iubirii este aceea între două persoane, între un bărbat și o femeie, care ajunge la căsătorie când cei doi se dăruiesc unul celuilalt într-o iubire autentică. Un alt păcat este pornografia. Din păcate, statisticile sunt de speriat. Spun că mulți sunt implicați în acest păcat. Cum afectează persoana umană pornografia? Pornografia, din păcate, este un fenomen din ce în ce mai des întâlnit datorită facilității cu care se poate apela astăzi la diferitele mijloace de comunicare în masă. Răul pe care îl face pornografia în trăirea, în maturizarea unei persoane este imens, pentru că îl abate, din nou, folosesc același cuvânt, îl face să treacă de pe drumul care îl conduce la Dumnezeu printr-o trăire corectă, normală a iubirii, pe un drum care îl orientează spre egoism, spre sine însuși, spre depărtarea de celălalt, care îl conduce la o autosatisfacție. În plus, creează dependență și dacă unul a căzut în acest păcat, devine dependent de imagini, de internet, de nu poate scăpa. Ce îi recomandați, părinte? Din păcate, sunt foarte multe persoane care devin dependente, ca și alte forme de dependență, cum este drogul, alcoolul, țigara. La fel este și consumul acesta de pornografie. Recomandările sunt aceleași pe care le facem în orice situație de dependență. În primul rând este conștientizarea de faptul că ești dependent de acest consum de pornografie. Apoi să vezi exact mijloacele care, pe care le ai la dispoziție ca să poți ieși, în primul rând, rugăciunea. Apoi să găsești persoane care să-ți oferă într-adevăr iubirea și să cunoști ce este adevărata iubire spre deosebire de falsa iubire pe care ți-o pot da aceste imagini sau filme sau ce oferă întreaga pornografie. Deci, practic, este să descoperi iubirea adevărată și atunci te vei elibera și de această dependență. Cu alte cuvinte, dacă cineva a căzut în acest păcat, e o veste bună. Poate să scape? Da. Deci ajutat, probabil. Da, de ce ajutat, sigur. Poate să trebuie să se lase ajutat. Dar totdeauna este vorba de voință, iar voința trebuie întărită. Dacă unul este atât de slab, sigur, sunt cei din jurul lui care pot să-l ajute dacă el acceptă. Care sunt păcatele care o lovesc direct căsătoria? Adulterul și toate derivatele lui. Deci, acele atitudini, acele practici care lovesc în elementele esențiale ale căsătoriei, care sunt unitatea, indisolubilitatea, fidelitatea și deschiderea către viață. Și consecințele adulterului, pentru că probabil dacă înțelegem urâțenia păcatului, ne vom putea îndepărta de el. Care ar fi consecințele? Unele dintre consecințele grave ale adulterului? Consecințele adulterului lovesc în primul rând în unitatea familiei, care se dezbină și, așa cum ați menționat câteva clipe mai înainte, rezultă în divorț, în separări și în felul acesta suferă părinții, deci suferă partea nevinovată, care este părăsită, dar mai ales suferă copiii, care nu vor mai găsi niciodată un tată și o mamă care să le poarte de grijă. Astfel, ei vor crește cu un anumit handicap afectiv în educația lor, în formarea lor. Când e vorba de infidelitate, cum tratează biserica acest păcat, părinte? Totdeauna recomandă fidelitatea, spunând că infidelitatea este un păcat pentru că contravine fidelității lui Dumnezeu. În momentul în care cei doi s-au angajat că se vor iubi pentru toată viața, l-au angajat cumva și pe Dumnezeu în această unitate a lor. Pentru că Dumnezeu este prezent și El i-a unit pe cei doi. În momentul în care cineva devine infidel, își lovește și indirect în această fidelitate a lui Dumnezeu, care a zis odată da și acel da rămâne pentru totdeauna. De aceea biserica invită pe soț să-și asume această cruce a trăirii împreună
Există și posibilitatea atunci când, într-adevăr, conviețuirea devine imposibilă din cauza violenței unui soț sau, știu, alte probleme grave, ca cineva să iasă din această conviețuire pentru un timp, sigur, fără recăsătorire. Dar există și această posibilitate a separării pentru un anumit timp până când situația se va rezolva. Dar cum, iată, cunosc un caz, cineva a plecat la muncă, soția a plecat la muncă în străinătate și a trimis răspuns acasă că s-a îndrăgostit de un altul și că îi pare rău, trebuie să-și trăiască viața, trebuie să fie fericită. Îi pare rău că îl lasă pe cel de acasă. Cum tratăm un asemenea caz? Există multe astfel de situații. Putem spune că acest fenomen al migrației, pe lângă banii pe care poate i-a adus în țară, pentru că cei care lucrează în străinătate trimit bani acasă, a dus cu sine și această destrămare a familiei. Și sunt mulți soți care trăiesc aceste drame. Fie că e vorba de soț sau de soție, sunt ambele posibilități. Și am văzut mulți care acceptă această cruce până la urmă și o duc înainte în forma aceasta, pentru că nu au ce face, nu au altă posibilitate, nu poate să constrângă. Iubirea, prin esența ei, trebuie să fie liberă. În momentul în care nu mai este, nu au ce face. Ce recomandați celor care trec prin acest păcat al infidelității? E un motiv de divorț? Divorțul nu este un termen care să fie folosit în mod tehnic de Biserica Catolică. Prima recomandare pe care o face Biserica în cazul infidelității este acela al convertirii, ca soțul care a săvârșit acest act de infidelitate să se întoarcă în familie, iar partea nevinovată să îl ierte de dragul iubirii care a existat și poate încă mai există între ei și mai ales de dragul copiilor. Deci, prima recomandare a bisericii este aceea de a te întoarce în sânul familiei și de a ierta acest păcat. În cazul în care însă acest lucru nu mai este posibil, așa cum a menționat Părintele Ștefan, Biserica permite ca cei doi să se separe în cazul în care există un motiv serios, dar, bineînțeles, nu poate permite o nouă căsătorie. Suntem spre finalul emisiunii. Aș dori să-mi răspundeți la întrebarea asta. Cum putem să-i ajutăm pe cei căzuți, pe cei care au căzut în păcate grave, cu privire la porunca a 6-a și a 9-a, pe cei care sunt dependenți, eventual să mai reluați din cele spuse și să accentuați. Cum pot fi ajutați? În primul rând, este un mesaj de speranță, că în ciuda infidelităților noastre, în ciuda păcatelor noastre, Dumnezeu totuși este milostiv și El ne iartă. Chiar dacă am căzut jos, adânc de tot, există această posibilitate a iertării din partea lui Dumnezeu, care ne dă în același timp și harul său pentru ca să ne ridicăm și să ne reînnoim iubirea noastră. Și astfel să ne dea posibilitatea unui nou început, să trăim viața noastră cu adevărat în iubire. Și avem foarte multe cazuri de astfel de persoane care au reușit să se ridice din situația de păcat și să ducă o viață curată. Apoi un îndemn și la solidaritate din partea familiei, din partea prietenilor, de a ajuta să ajute aceste persoane să iasă din acest cerc vicios în care au intrat și care, ca într-un fel de spirală, îi duce tot mai în jos. Va să-i ajute să pună stop vieții lor și să poată să-i îndrepte pe calea cea bună. Putem ieși biruitori în lupta cu ispitele, cu gândurile, cu, știu eu, cu tot felul de ispite, de invitații în zona aceasta a sexualității? Sigur că da, totul depinde de voința noastră, de încrederea în noi înșine și mai ales de încrederea în Dumnezeu care este împreună cu noi în această luptă. Noi nu suntem niciodată singuri în a înfrunta aceste tentații care apar la tot pasul în viața noastră. Dumnezeu este alături de noi și dacă apelăm la El, cu siguranță ne va sprijini. Noi trebuie să ne facem partea noastră, aceea a autoeducației, a autostăpânirii de sine și cu siguranță Dumnezeu va interveni să ne sprijine. Pe scurt, de ce merită să lupt pentru a aduce o viață curată? Pentru că această luptă ne conduce la adevărata iubire și la o viață cu autentic umană.
Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare pentru mine să vă am ca invitați. Dragi telespectatori, a fost cu noi în această emisiune în care am tratat despre viața curată Monseniorul Benone Farcaș și Părintele Ștefan Lupu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi tratând despre poruncile a șasea și a noua care ne invită la o viață curată. Există un psalm care pune întrebarea aceasta: cum își va păstra tânărul curată cărarea? Și răspunsul psalmului: gândindu-se la legea Domnului, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Tuturor vă doresc în continuare o zi frumoasă. Ne vedem peste două săptămâni. La revedere!